Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou unboxing, partea a doua. Avem iar produse de la Vibre, avem produse și de din alte părți. Hai să le desfacem, să vi le arătăm și vouă, poate găsiți ceva interesant, poate vă place și poate vă comandați acasă. Cu ce să începem, Eu o să încep cu această lustră, care mi se pare puțin mai deosebită decât toate celelalte. O să vă las linkul în descriere, o să găsiți acolo. Puteți să treceți prin toate link-urile, de fapt, și o să găsiți toate produsele. E o lustră care arată cam așa, auriu, desigur, pentru că noi ne facem casa cam cu toate accesoriile în tema asta mai pure auriu. Cel puțin așa încercăm. Cam așa arată cutia, acesta e abajurul. Cam așa arată el. Și această lustră vine cumva ca un puzzle. Deci trebuie să-l montați. Cam așa arată în interior, nu am apucat să-l desfac complet. Asta e manualul. Și acestea sunt palele respective care le vedeți pe cutie, care trebuie montate cumva. Și asta este suportul pe care vin acele pale sau frunze, să zicem așa. Mi se pare foarte interesantă și abia aștept să o montez. Nu știu dacă reușesc să vă pun și un link după ce o să termin toată asta, dar arată foarte bine și personal vă recomand. Este una pe care am vrut să vă arăt. Să mergem mai departe acum. Aici avem, să continuăm cu o altă lustră. Nu, hai să luăm acest suport de decorațiuni comandat de la Vibre. Este pentru perete. Are și o oglindă, arată cam așa. Mădălina l-a comandat, desigur, dar na, eu vi-l arăt, poate sunteți interesat, poate vă plac și le vedeți la noi cum arată deja. Doar le comandați. Și aceasta este oglinduța care vine undeva aici. Bam, bam. Și cred că arată foarte bine. Și da. Cam asta este. O găsiți la Vibre. Știu sigur că o găsiți la Vibre. Pentru că de acolo am comandat tot aceasta. Pe unele știu de unde le-am comandat, pe altele nu știu de unde le-am comandat, dar vă punem link către ele în descriere, cum am spus. Ce mai avem pe aici? O altă lustră, pentru că avem foarte multe lustre, care la fel îmi place foarte mult. Este cea de aici. Arată așa mai mult ca un candelabru, ca ceva ca un abajur, mi se șoptește din spate, de la regie. Cam așa arată el. Bine atârnat, desigur. Și mi se pare că foarte interesant. Nu este auriu ăla sclipitor, dar e un auriu interesant. Așa arată și partea de sus, care se montează pe tavan. Și nu este totul, pentru că în interior mai vine un bloc foarte mișto. Cam așa arată el. Da? Globul ăsta vine practic dedesubt, montat pe acel suport pe care n-au reușit multă muncă. Și cam așa arată el complet. La fel, sper să vă pot face poze după ce le montăm și sper că atunci o să arate mult, mult mai frumos. Acestea le dăm deoparte și aia de jos abia aștept să o desfac. Măsuța asta este o măsuță foarte interesantă, care o vom monta aici în living, când va veni și canapeaua. Hai să vedem ce mai avem pe aici. O să mergem la această oglindă de la Mauro Ferretti, care este comandată, da, tot de pe Vibre. Nu suntem neapărat fani Vibre, dar găsiți foarte, foarte multe produse la ei pe site și
na, ăsta este adevărul. Au și prețuri mai bune, au și prețuri puțin mai scumpe. Dacă le urmăriți și știți când să dați comandă, veți găsi produse bune la prețuri interesante. Cam așa arată oglinda. Destul de interesant, aș zice eu. Am uitat că are defecte, sigur m-am uitat o dată la ea. Nu este perfectă, produsele de genul ăsta nu sunt perfecte, dar arată foarte bine, un design foarte interesant și potrivit pentru o casă modernă, pentru... Cred că acesta o montăm în dormitor, dacă nu greșesc, da, chiar la birou ei. Așa vine montată, efectiv, are pe spate un suport de cui chiar aici. Cam așa arată și spatele. Și, da, cum spuneam, găsiți link către ea în descriere. Pare puțin îndoită, dar nu, greșesc, nu. Ni s-a mai întâmplat să vină și anumite produse puțin afectate, să zic așa. Poate fi vina curierului, poate fi vina celor care trimit produsul. Deci nu e neapărat vina celor de la Vibri. Face și prostii. Așa. Așa, să continuăm. Ce mai avem aici? Avem o altă jaluzea de la Vibre, pe care nu trebuie acum am dat-o, desigur, eu nu am acum niciun astfel de produs, dar îmi cere părerea de noi. Și e o jaluzea cumva mai specială, care vrem să montăm undeva pe ușa din spate. Nu găsești chiar oriunde, de asta am vrut să vă arătăm. Are un suport, poate fi montat pe ușă termopan, pentru că asta era problema la noi. Nu vreau să montăm direct pe perete, vreau să montăm pe ușa termopan. Nu am montat-o încă din diferite motive, dar da, o găsiți la Vibre în linkurile de mai jos. Nimic deosebit, aici nu e nimic deosebit, dar am zis, dacă căutați o jaluzea pentru o ușă termopan, acesta ar putea fi un model. Hai să vă arătăm două tablouri. Ultima oară când am arătat tablourile respective, nu au fost chiar reușite, dar acestea sunt reușite, din punctul meu de vedere. Și, da, sunt comandate de la Vibre. Cam așa arată. Și se potrivesc foarte mult cu designul pe care noi vrem să-l facem. Dacă o să te rog să te apropii puțin. Se vede că tabloul e puțin e în relief. Da? Deci nu știu, o pastă dată, nu știu, tehnica de prin care a fost realizat, dar arată foarte bine. E natural, așa, simplist, modern. E un minimalism, aș spune, deși... Pe mine mă deranjează albul ăsta de pe fundal, sincer să zic. Sunt obișnuit cu chestiile mai, așa, mai complexe, mai încărcate, dar nu sunt un expert în decorațiuni. Mădărina însă, la cât a căutat și cât a stat pe Vibre și pe multe, multe alte site-uri Vibre, e nimic. Efectiv, cred că știe și toate produsele de pe acolo. Cam așa arată, cum vă spuneam. Vă punem link către ele în descrierea videoclipului. Hai să mergem mai departe. Cam așa arată și pe spate, ca să vedeți cadrul de lemn și cu o pânză. Și sus avem piciagul special cu care ne-am înțepat ultima oară. E cam murdară cutia asta. Și o să las ca să mă spăl imediat după. Hai să vedem aici. Cred că avem o altă lustră pe care am comandat-o, am căutat-o la un magazin și n-am găsit-o, am găsit-o în altă parte și vrem să o punem în bucătărie. Cam așa arată ea. E o altă nuanță de auriu, dar este mult mai apropiată de către nuanța pe care o avem în bucătărie, la mânerile din bucătărie. Bucătăria mea e făcută de la Ikea. Și nuanța asta diferă față de celelalte auriu, dar este foarte apropiată față de mânerile pe care le avem de la Ikea. Da, cam așa arată ea. Și are un efect atunci când se învârte. Ok, suportă undeva, hai să vedem la cam câți
câțiva suportă această lustră, cred că 40 sau 60 de W, dacă nu greșesc, maxim 60 de W. Deci, merge pus un bec mare, un bec normal, practic, cam arată de LED sau altceva, ține de voi. Cam așa arată lustra pe care noi am vrea să o punem în bucătărie. Comandată de la, nu mai știu de unde, dar Modelina va ști sigur și va pune și un link, cam așa arată ea. Dar o desfacem imediat, dacă mai aduc aminte cum am desfăcut-o, ultima oară. Cred că așa, o desfacem din nou. După ce terminăm cu lustrele, după ce le avem pe toate, mai stai, mai avem de cumpărat pentru balcon și încă câteva locuri, cum putea să le montăm și terminăm și noi cu partea asta la apartament. Și, apropo de toți abonații mei care sunt mai mult pe tech, știu că uite, acest video nu este mai mult pe tech, dar urmează un videoclip cu câteva becuri și cu un sistem inteligent de la IKEA, care vreau să-l pun în casă. Cam așa arată lustra. Pentru supragerie, cred, pentru living, nu mai știu exact. Hai să ne uităm la ea puțin mai atent. Până la noi am mai verificat-o odată, dar putem să mai verificăm încă o dată. Poate fi ajustată ca înălțime. La început am crezut că ok, e prea lungă cum ar veni, dar aici are două bare de metal și puteți să renunțați la una foarte ușor. Și va veni puțin mai sus, mai apropiată de tavan. Cam așa arată ea și mai are câte un bol de sticlă, câte un glob de sticlă, care vine montat în fiecare parte. Vă le arăt acum, dar nu știu unde să fac asta. Hai să desfacem unul. Aici, de exemplu, deja desfăcut. Cam așa arată. Foarte drăguț. Și el se montează aici, felul acesta. Desigur, trebuie să vă cumpărați și ceva LED-uri G9, dacă nu greșesc. O să vă lăsăm link-ul și către ele. Vin în interior aici. Cam așa arată prinderea. Suportă undeva la 5-4 W, cred, pe fiecare glob în parte. Și acum vine înfiletat aici. Și cam așa arată. E puțin strâmb asta. Dar cam așa arată. Bine, când vor fi toate, ar arăta mult mai interesant. Și ne-a făcut mult. Și pentru banii pe care i-am dat pe ea, cred că se merită, pentru că sunt multe alte lustre de 3 ori mai scumpe, care arată asemănător. Dar noi am găsit la un preț foarte bun. Sunt foarte curios cam cum arată cutia, ultima cutie, care este măsuță și care o să vedeți acum, o măsuță foarte, foarte interesantă pe care Dălina a ales-o, sigur. Și aceasta este masa, nu mă întrebați de unde am comandat-o, Dălina, vom lăsa link-ul de la Insignis, The Art of Decoration. Ok, n-am unde de ei. Dar ce mai contează, facem unboxing aici, să vedem cum arată măsuța asta.
Așa. Pune tu să nu ai probleme. Și hai să vedem. Am zis că o desfacem. Și ta-ra-ra-dam. Nimic. Mai încercăm un strat. Mai dăm un strat jos. Și... pa-bam! Cam așa arată. Astea sunt lateralele. Și... vedem. Serios? Tot plasticul ăsta? Tot este din ăsta pentru nimic. Bun. Cam așa arată picioarele. Să le vedem acum. Avem aici și manualul de... puteți să vă faceți o idee mult mai bună până le și montăm. Și aici sunt și șuruburile. Hai să o și desfacem una. Au, cu grijă. Pam, pam, pam. Oooo, da, da, da. Fix ce ne doream. Este acel auriu elegant, să zic așa. Pretențios. Și arată superb. Deci din câte produse aurii am luat, acesta arată superb, vă garantez. Vopseaua și finisajul e super, super calitativ. Arată foarte bine. Vreau să vedem și blatul. O să și montez și sper să o... o să filmăm imediat după. Nu ar trebui să-mi iau foarte mult. Cam așa arată și a doilea picior. Hai să ne uităm și la acesta, că nu are alte... Ce se mai întâmplă? Cam așa arată și celălalt. Ce avem aici? Imported by Signal. Polonia. Interesant. Foarte frumos. Foarte frumos. Ok, se înțeleg că se îmbină. Asta este partea laterală, latura mai mică, dar avem aici picioarele. Deci bănuiesc că vine ceva de genul acesta. Va veni ceva de genul acesta și una dintre laterale va veni ceva de genul acesta. Și cam așa arată. Dar imediat ce o montez, o filmăm și voare cum să o vedeți. Se vede diferența, da? Partea în care trebuie îmbinată cu partea unde este în exterior, practic. Dar nu contează. Important este să vadă bine și să fie rezistentă masa și cred că este. Și pentru banii care i-am dat, sincer, merită. Chiar merită. Sunt foarte curios dacă blatul chiar arată cam poze, pentru că ar trebui să imite cumva marmura sau ceva de genul. Ceva sticlă, nu știu. Să vedem acum. Suspans. Suspans, suspans. E mai interesant să vezi când vin produsele, din modelia ne comandă, și eu după doar le desfac. E mai mișto așa. Decât să le comanzi, să vezi exact ce vine, nu am. Așa e mai interesant. Știi? Nu vezi ce, nu știi ce, ce urmează să vină și doar le desfaci atunci. Te uiți la el. Hai să vezi. Cele din urmă, să o și scot de aici, dacă pot. Da, e cam pretențioasă și grea. Nu știu dacă se înțelege ceva, dar este o sticlă groasă, e groasă, transparentă, și arată foarte bine. Și acum, hai să o și montăm, să vedem exact cum arată complet. Așa arăta când am venit în cutie și după câteva minute de străduință, pa-pa! Aceasta este masa aurie, superbă, cu sticlă, fumurie.
un design modern, o strălucire cumva aparte, aș spune eu. Și da, merită toți banii pentru a da o notă mult mai modernă în living-ul apartamentului sau casei tale. Cred că merită toți bani. Este efectiv superbă. Și am văzut multe alte mese prin alte magazine și nu arăta la fel de bine. Designul modern, simplist, vopseaua care e aplicată pe ea și sticla la fel de sus, care e destul de grosuță și rezistentă. Poți să-ți bei foarte frumos cafeaua de pe canapea, desigur, eu acum stau în genunchi. Poți să și lucrezi pe ea, poți să-ți faci ceva notițe, dar na, fiind puțin mai specială, nu prea se pretează să faci cam orice pentru ea, pentru că este o măsuță pentru oaspeți, pentru o cameră de invitat, să zic așa. Cam așa arată. Dacă v-a plăcut toate videoclipurile, mai ales măsuța asta, o să vă lăsăm link către ea în partea de jos. Vă mulțumesc că vă uitați la mine, la canalul pe care îl fac aici. Cum spuneam, acesta e un canal de tech, dar mai facem și unboxing și reviews. Și review la mai multe produse, din mai multe game, în funcție de ce mai avem și noi, dar în principiu de 90% este axat pe gadgeturi IT și tehnologie. Eu sunt Mărmurean Web, vă aștept la multe alte videoclipuri. Acesta a fost unboxing-ul, partea a doua. Sper că v-a plăcut, vă aștept pe blogul meu mărmureanu.ro. Dați-mi un like și un subscribe în partea de jos și vă urez o zi minunată! Bafta!